Ai vrut în audiență la Ministerul Justiției, acum e ministru, îmi pare, că femeie, nu? Eftode. Ai răzbătut, ai fost? Din luna iulie 18 m-am înscris la dumnea ei și până în ziua de astăzi nu pot să nimeresc. De ce? Pentru că cancelarea îmi răspunde că doamna ministru nu are primire, ea nu face primire. Dar e obligat, toți funcționarii publici sunt obligați. Nu vor, cum să spune, nu, când are primire și nu. Acum eu pricina am înțeles-o, că de ce eu nu pot să fiu audiată la dânsa. Piedica o pune Elena Poalelungi. De la Elena Poalelungi se trage tot asta. Pentru că eu am scris. Asta să se ia la Mihai Poalelungi. Elena Poalelungi. Elena de când a venit aici, cum sora spune, lui, e sora lui Poalelungi. Da, nu e sora asta, nu e sora, dar e cumnata lui, asta e soția lui Mihai Poalelungi. A, păi soție, nu e cumnata. Da. E soția lui. Și de la dânsa se trage de când am fost la primărie, de când a ținut Elena Poalelungi, a ținut 4 luni de zile documentele care au fost date în mâinile ei. Ea le-a cerut pe domnul Bizedi, pe domnul Bizedi, executorul judecătoresc Buicani, și până în ziua de azi Elena Poalelungi nu mi-a dat răspunsul la asta. Și când am cerut documentele înapoi, eu au spus că eu nu i-am dat niciun document, dar totuși documentele pe urmă mi le-au întors, de ce? Pentru că am mers mai departe. Acum, când am scris eu plângere pe notar, Ludmila, Ludmila Stepanov, că ea, Ludmila Stepanov, împărțește averea mea. Fără, cum se spune, și am scris plângere pe dumnea ei și o nimerit la doamna Elena Poalelungi, a spus că ea se ocupă cu asta, domnul Ieșanu, se ocupă cu asta, că am primit răspunde cu ischeletura lui domnul Ieșanu, viceministru sau secretar de stat, asta, locuiește cum viceministru, da. Viceministru, da, justiție. Și eu nu sunt de acord cu răspunsul, și când m-am adresat cine i-a dat răspunsul, o examinat doamna Bandur. Am venit la dumnea ei ca să intru la primărie să mă să rezolv întrebarea cu doamna Ludmila Stepanov, notarul. Eu a zis că eu nu pot să vă primesc, eu am șefă. De care e șefa? Șefa Rusu Cristina. Rusu Cristina tot nu a vrut să mă primească, am vorbit pe telefon cu dânsa, tot nu a vrut să mă primească. Dacă firma a ieșit lângă, a ieșit aici în hală, și mi-au spus că dacă nu vă plac, dacă nu sunteți de acord cu răspunsul, dați-mi judecată, adică să dau în judecată pe doamna notar. M-am adresat către domnul Vasilev, asta de acum consilierul lui Eftodie, să fiu înscris mai departe, să fiu primit la doamna Eftodie. El mi-a spus că nu. În cancelare mi-a spus, pot să vă scriu la doamna, pot să vă scriu la domnul Ieșanu, zic eu, la domnul Ieșanu n-am nevoie, că eu de acum știu cine e domnul Ieșanu, iar nu a rezolvat întrebarea cu Bezedi, cu executorul judecătoresc. Vot. Acum la domnul Vasile vă răspunde tot, că nu pot. Eu pot să vă ia ca să mă duc la acela, zic eu n-am nevoie, eu vreau la doamna ministru, eu sunt înscris, eu vreau la dumnea ei. Și până în ziua de astăzi eu nu pot să nimeresc la doamna Eftodie, ca să vorbesc și despre notar, cum a încălcat legea, încalcă legea, hotărăște ea pentru mine, ea împărtește averea mea. Eu nu pot să primesc nici banii rusești nu pot să-i primesc, pentru că au împărțit ea. Dar ficiorul mai mic care l-au omorât, el nu este. Trebuie să primesc eu, cu ficiorul mai mare, nimica. Și ea că eu nu pot, Vasile, tot nu. Și ea că i-am scris pe toți aici, cum să spun eu, până în ziua de astăzi, nu. Acum întrebarea e cu primăria. Ai vrut la Ruslan Codreanu în audiență, cu construcția ce e neautorizată din da, curte, cu da? Cu construcția, cum să spune, ilegală, am vrut ca să aflu și de la dânsul. Pentru cine el lucrează în ziua de astăzi? Pentru oameni? Cum să lăuda Silvia Radu, că ea lucra pentru oameni. Dar când am adus-o în ogradă, am înțeles că ea lucrează și cu mafia împreună. Așa și acum am vrut să văd Codreanu ce să-mi răspund. Că eu știu că acolo
nu face Codreanu, adică nu hotărăște Codreanu, dar hotărăște domnul Grozavu, toate cele. Și eu nu pot să ne meresc nici la dumnealui. De ce? Pentru că rotar este un domn rotar. Cândva a lucrat la noi în pretura, Buicani, și mi-a spus că eu personal am să vorbesc cu domnul Codreanu ca să nu vă primească pe dumneavoastră. Deci că vreți să-l controlați. Zic, da, și pe dânsul vreau să-l controlez, să văd cu cine este el, cu norodul, cu lumea, este ori cu mafia. Am înțeles. Și iarăși până în ziua de astăzi nu pot să nimeresc nici la Codreanu. Dar măcar Codreanu face audiență? Face audiență Codreanu sau ca șchertoacă nu primește oameni? Nu, face pe audiență. Pe alții primește, dar cum ta nu, da? Ia că nu vor să mă scrie, pentru că, cum se spune, cum să mă scrie dacă dreptatea înțeapă ochii. Așa. Am înțeles. Acum, întrebarea cu comisarul. Dar nu știu despre comisar. Comisarul Buicani, comisarul poliției, domnul Lilian. Pascaru. Domnul Pascaru, pentru că s-a început câte o leacă provocările cu închiderea porții. Eu să nu pot nici să ies dacă sunt acasă și nici să intru înapoi acasă, în ogradă. Închid portița cu lacatul. Acum, la observația mea, domnului care am văzut când a deschis portița și am dat întrebarea, cu ce ocazie tu închizi portița aici, închizi ograda când tu nu ești nimeni aici. Eu sunt proprietara aici, mai mult nu-i nimeni. Dacă și este proprietara, doamna, sora lui Palelunci, Pădurean Viera, ea nu se găsește aici. La dânsa stă închis om în casă, în apartamentul 2. În apartamentul 3 stau tot așa ascunși. În apartamentul 4, care a trăit polițistul, pe urmă eu am aflat că am răspuns de la poliție, l-a trecut când a venit la peste jumătate de an Pădurean, a venit acasă, de la mijlocul lui August, pe dânsul l-a trecut pe polițistul ăsta, civil era, că încă nimeni nu știa că el e polițist. L-a trecut în apartamentul 4, ia ca acela și îmi închidea portița. Și el când i-am făcut observație, nu i-a plăcut și nici răspuns nu mi-a dat de la dâns. Și cine este el? Când mi-a dat răspunsul, scrie că e polițistul, polițist care lucrează la sectorul nostru Buicani, numărul 1, familia Chirca. Dar cum am primit eu răspunsul este așa, am aflat că el e așa, i-am sunat lui domnul Pascaru, comisarul, sau da, șeful inspectoratului. Am vorbit cu dumnealui, i-am spus toată pricina despre ce face iarăși din nou, acum cu provocările cu cheia, cu poarta. Și de atunci, da, de el mi-a răspuns mie că da, zice, eu acum am să, nu, sunt științez, dar să chemi băieți, de ce eu n-am răspunsul până în ziua de astăzi. Și după ce am primit răspunsul, eu mai mult n-am mai dat de domnul Pascaru, că tot ne închid portita, cam des o închid acum și nu pot să văd cine. După asta, când sunam că să vorbesc cu domnul Pascaru, să spun că ia, cum iarăși din nou s-au început provocările cu poarta ne închide, n-am mai dat de dânsul. Numai am avut, cum se spune, gândurile că el poate să fie scos. Și să fie alt comisar acum, și așa, da? Și așa s-o primit, așa s-o primit. Acum, săptămâna asta, am luat și am sunat, când a fost iar portiță, două zi, am luat și am sunat iar nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat la băieții ăștia de gardă, care stau de serviciu acolo. Am întrebat unde e domnul comisar și cum el lucrează ori nu. De ce nu? El a să fie mai târziu, dar m-a întrebat, dar cine e domnul comisar? Cine este? Mi-a spus că acum este domnul comisar Grosu. Zic, dar unde e Pascaru? Pascaru, el a ieșit la pensie. El de mult a ieșit la pensie. Ieșit la pensie, bun. Dar cine sunteți? M-a întrebat cine sunt. Eu am spus, vă sună de pe strada București, tot nou. Eu nu pot să nimeresc acasă. Portița mi-a închide acum, ultimul timp, mi-a închide, cum se spune, cam des. Și eu mi-am făcut concluzia. Da, și când au auzit de București totul nouă, au luat și-au pus receptorul. Vot. Mi-am făcut concluzia că dacă ei au început acum cam des să-mi facă iar provocare cu poarta, cu cheia și așa mai departe, vor să-mi facă ca eu să scriu la domnul comisar ăsta nouă, să facă cunoștință cu dânsul,
să mă vadă și el pe mine și să vadă cum să spun, să începe iarăși din nou provocările care le-am avut cu toți comisarii care până în ziua de astăzi. Iaca, cum? Pricina eu vreau să știu cu ce ocazie ne închide. Ograda e comună, poarta e comună. Asta nu e ograda sorii, poale lungi, cum se spune, pădurean Viera, zice, și ea nici nu se vede în ogradă. Ea nu este. Stau ascunși acolo. Dar nu e ograda ei. Beci nu e ei. Beci, cum se spune, acolo e comun. Ea acum să face să pună pe tot beciul. Văd că îmi pare că ușurile schimbate. Eu nu pot să intru în beci acum. Ea acum să face să pună pe tot beciul și pe părțitica mea de beci care eu am acolo cu, împreună. Dar ea nu e. Ea fuge de mine, ea, cum să spune, ochii cu mine nu dă. De ce? Că ea știe ce-a făcut. Când a omorât ficiorul meu, pe 3 ani s-a fugit de aici. Și că eu știu că asta a făcut nu mâinile ei, dar băieții ei, cum să spune, am în vedere, care ea, că îi pune la gazdă. Vezi că asta e acuzată gravă și... Poftim? E acuzată gravă asta, trebuie cumva să o probez, poate să-i dea în judecat pentru calomnie. Nu, aia nu, eu n-aș vorbi. Asta pierd sunt părerile mele. Așa și spune. Zi părerea mea, nu taman așa au fost. Asta sunt părerile mele, dar ce vorbesc eu, asta e tot dreptatea. Niciun fel de minciună nu este, pentru că ea știe precis că eu știu tot ce-a făcut. De atâta, ograda nu e ei. Poarta o schimbat-o tot așa special ca să pună cheia, că eu să mă duc de acolo. Mie de acum mi-a spus, că, adică nu a putut nimeni să vâre frica în mine. Și ei de atâta fac o leacă dintre rupri. O făcut o leacă dintre rupri până a pus comisar nou. Că eu să-mi fac acum cunoștință cu comisarul nou. Asta toate părerile mele. Hai să vedem, să vă întâlniți cu comisarul nou, să vedem cum schimbă situația. Vom vedea, cum se spune, dar fac... De ce eu trebuie să stau? Eu cheia lor, mie nu trebuie cheia lor. De ce? Ograda e comună. Dar de ce eu trebuie să umblu cu atviorcă, cu ceva în sumca, eu să ne închid, să deschid la casă, ca să pot să intru acasă la mine. Eu de 50 de ani aici. Dar ea de cât e? Dar nu-i poarta ei, dar nu-i ograda ei, ca să facă ea, să facă stăpână pe toată ograda și pe tot.